Bună seara! Într-adevăr, după ce avem infrastructură, avem control, avem foarte mulți transportatori, participanți la trafic. Din păcate, nu pentru toată lumea este foarte clar care este o conduită normală în care ar trebui să conducă și cum ar trebui să-și adapteze viteza și gabaritul mașinii la traficul rutier. Pentru asta, firma noastră, Delta Block International, a dezvoltat niște parapeți de beton, cei celebri parapeți New Jersey, pentru a preîntâmpina accidente. Într-adevăr, am auzit acum câteva minute că s-au decernat premii pentru șoferi care au condus mai bine de 1 milion de kilometri fără să aibă incidente, ceea ce este un lucru lăudabil și asta ne-am dorit, să nu există astfel de incidente. Iar dacă există astfel de incidente dintr-o eroare umană sau tehnică, să încercăm să diminuăm pagubele. Siguranța rutieră are trei componente. Primul este cel uman, despre care am discutat și în pauză cu colegii care sunt în domeniu și, într-adevăr, educația și a șoferilor, participanților la trafic în general, începând cu șoferi și cu pietoni și așa, este foarte important. Deci, până nu înțelegem că depinde de fiecare dintre noi cum abordăm un drumul și cum abordăm traficul și nu încercăm să ne păzim pe noi înșine în primul rând și după aceea pe ceilalți, până atunci o să fie accidente regretabile. După aceea avem a doua componentă a autovehiculelor și a mașinilor agabaritice și de transport marfă și persoane. Cred că România are una din cele mai noi flote, dacă nu mă înșel, în domeniul acesta de transport marfă. Deci, cred că aici, pe partea asta, mai ales transportatorii care au și primit premii astăzi, tot respectul din partea noastră, o flotă nouă înseamnă mai puțin accidente și sperăm noi mai puțin nevoie de noi. Iar în al treilea rând este infrastructura, unde intervenim și noi alături de autoritățile locale care construiesc drumurile, alături de care încercăm să venim în întâmpinarea lor și să identificăm soluții pentru necesitățile pe care le au. De când a început programul european de reglementare al siguranței rutiere, din 2010, cazuistica accidentelor a scăzut la jumate. Ceea ce este un lucru îmbucurător. Asta înseamnă mai puține accidente, mai puține cazuri de deces. Devisa noastră este să construim niște drumuri mai sigure, împreună cu autorități, exact așa cum v-am precizat mai devreme, de a identifica necesitățile lor și de a veni cu noi tehnologii care în primul rând să fie mai fiabile și în al doilea rând să răspundă necesităților participanților la trafic și al autorităților. Compania noastră este prezentă în România din 2012, dar după cum vedeți, lumea e destul de roșie, nu că ar fi vorba de comunism, dar e vorba de culorile societății noastre și este în continuă dezvoltare. Am dezvoltat mai multe tipuri de sisteme de retenție. Aici putem să vorbim despre prefabricate, despre prefabricate pentru poduri, pentru sistem de poduri, in situ și totodată ultima tehnologie este cea a parapetelor metalice, care se combină cu parapetul prefabricat sau cel construit in situ, toate, desigur, respectând cerințele normativului IN 1317,
și toate având creșteri la bază. Totodată, am, pentru partea de autostrăzi, am dezvoltat un sistem pentru deschiderea căii în cazul în care sunt accidente pe autostradă, se poate, există un... Există o ieșire de urgență prin care mașinile de salvare sau orice alt utilaj care ar trebui să fie la, să vină în regim de urgență, să poată să fie prezent. Este o, este și o mică prezentare. Nu e aproximativ 5 minute. Durează mutarea unui parapet de 2 tone. O să... Ceea ce este foarte important este ca toată lumea să conștientizeze că trasabilitatea unor produse și calitatea unor produse în domeniul siguranței sunt foarte importante. Exact așa cum și în cazul autovehiculelor este foarte important să aibă cauciucurile de calitatea corectă, frânele și toate acestea, în același mod și siguranța pasivă, și aici mă refer la, la sistemele de, de retenție, să fie de calitate, deci să există un, un certificat CE și să fie trasabilitatea, se poate fi urmărit până la componentele de bază ale respectivului. Intenția noastră este să să aducem la cunoștința publicului exact cum se fac aceste produse, care sunt normativele pentru care în fața cărora noi răspundem sau în baza cărora noi le producem. Și să încercăm să evităm alte accidente periculoase. Este foarte important să avem toată lumea să vorbească aceeași limbă, toți să avem să fim judecați după aceleași normative și pentru asta e foarte important ca toată lumea să aibă marcă CE. Despre trasabilitate, vă mulțumesc și, într-adevăr, încercăm să, să avem cât se poate de multe vieți, chiar dacă nu activ, măcar pasiv, și să fim acolo când toată lumea vrea să ajungă acasă seara în siguranță lângă familie. Vă mulțumesc mult de tot!